15 ianuarie a fost zi de sărbătoare pentru școala Mihai Eminescu. Cadrele didactice împreună cu elevii, părinții, dar și invitații prezenți la eveniment au sărbătorit împlinirea a 163 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu, dar și aniversarea a 40 de ani de învățământ. Expoziția a luat naștere din dorința noastră de a oferi un imbol tinerilor din ziua de astăzi, o alternativă la ceea ce fac ei în ziua de astăzi și este la a treia ediție. Copiii noștri au pictat aceste icoane din dorința de a ajuta alți copii aflați în imposibilitate. Copii părăsiți de familiile lor, copii care nu au venituri și toate icoanele pe care le vedeți noastră expuse în această expoziție vor fi vândute, iar din banii obținuți copiii școlii noastre vor dona produse, jucării celor care sunt în centrele sociale, copii abandonați, copii care ar fi trebuit să aibă dragoste părintească, dar nu au. Ei au conștientizat că dragostea părinților este ceea ce i-au adus pe calea aceasta a înțelepciunii, a școlii, a dorinței de a evolua în societate. Iată, ne-a ajuns și în prag de sărbătoare, ziua de 15 ianuarie, ziua pe care noi o pregătim de foarte multe zile încoace. Ne-am pregătit cu tot ceea ce trebuie ca să ne primim invitații de onoare, foștii profesori acestei școli. Așa cum ați văzut, sunt clipe de nostalgie, sunt clipe de emoție. Oameni care au ieșit la pensie de pe porțile acestei școli au revenit să sărbătorească alături de noi cei 40 de ani de sărbătoare. Alături de școala noastră care aniversează al 40-lea an, îl sărbătorim și pe poetul Mihai Eminescu, deoarece numele școlii noastre este Mihai Eminescu. Suntem cu toții emoționați, suntem la primirea invitațiilor. O să fie o sărbătoare plăcută și frumoasă, care o să aducă multe nostalgii de-a lungul acestei zile. Cu deosebit drag particip astăzi la acest eveniment și reprezint Inspectoratul Școlar al Județului Neamț pentru a transmite felicitările noastre pentru școala cu clasele 1-8 Mihai Eminescu, pentru tot ceea ce au construit ei timp de 40 de ani, ca valori și nu numai. Suntem deosebit de încântați că această școală s-a remarcat de-a lungul anilor atât prin tradiția valorilor, cât și prin calitatea în educație. Și spun lucrul acesta prin simplu fapt că o școală își capătă un renume doar pe motivul că acolo sunt olimpici și valorile se construiesc de zi cu zi și nu sporadic, iar școala cu clasele 1-8 Mihai Eminescu și-a câștigat acest nume prin muncă, prin colegii mei de cancelarie care nu au încetat nici o clipă să construiască împreună pentru elevi și să se bucure părinții alături de ceea ce au obținut ei prin muncă. Cu această ocazie, elevii unității de învățământ au pregătit un program de muzică și poezie, iar invitații au putut admira și o frumoasă expoziție de icoane, pictate tot de elevi.